Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Gala Campionii Binelui, eveniment organizat de reprezentanții Ateneului Popular din Focșani, ce își propune să îi celebreze pe aceia care fac bine în comunitatea focșăneană și nu numai, va avea loc sâmbătă 16 decembrie. În această seară, cu începere de la ora 18:40, în cadrul unei ediții speciale, veți afla mai multe detalii despre acest eveniment de excepție. Eu cred foarte tare că atunci când îți dorești ceva, tot universul pare clișeic, dar așa este. Mie mi s-a întâmplat așa. Când îți dorești ceva, tot universul conspiră înspre a face acel ceva. Iar proiectul pentru care astăzi suntem aici, Gala Campionilor Binelui, este dovada acestui crez al meu. Ce frumos, Campionii Binelui, excelent, da. Excelent! Ne-am gândit împreună cu Bogdan că toată lumea în ziua de astăzi este bombardată de droguri rele. Sau de mai puțin bune, hai să nu le spunem rele. Ba, chiar rele sunt, Marlena. Chestiuni care nu neapărat le dorim, la care nu neapărat achiesăm cu mare plăcere și care nu înseamnă modele și nu înseamnă definirea noastră ca suflet creștinește, omenește și așa mai departe. Drept pentru care ne propunem prin acest moment, să-l numim, de început, să aducem binele care în comunitatea focșăneană și cu siguranță și în cea vrâncenească există. Sunt foarte mulți oameni, sunt foarte multe firme, organizații și mă refer la chiar și la firme, la societăți, ONG-uri, nu mai spun, care fac proiecte excepționale pentru o cantitate mare de semeni. Iar lucrurile astea sunt trecute sub tăcere sau sunt prea puțin vizionate. Acesta este crezul pe care l-am luat de bază și care ne-a motivat să ne ducem în a-i sărbători, în a-i celebra pe aceia care zi de zi, an de an, își propun să facă pentru ceilalți, fără neapărat să aștepte ceva în schimb. Și am primit de la comunitate, de la oameni, proiecte însemnate. Sunt... Aici avem o listă, dar încă lucrăm, nu vreau să-ți arăt că e chiar măzgălită, este în derulare. Până sâmbătă mai avem încă timp. Noi le-am propus oamenilor să ne scrie într-un document ce propunere au ei pentru a premia ceva ce i-a impactat, ce a însemnat un rezultat deosebit, ce a adus o diferență în comunitatea lor. Și am găsit. Am găsit. Suntem doar la prima ediție, dar eu am convingerea, așa îmi și propun, ca an de an, în luna decembrie, pentru că luna decembrie e cumva un bilanț, să aducem din ce în ce mai mulți oameni. Știm că sunt mulți, modele avem și au și ceilalți, asta este și provocarea, să propunem modele pozitive, pentru că negative e plină televiziunea. Se vede postul liber și pe stradă, nu numai la televizor, vedem și începând, modelele astea, între ghilimele spus. Da. Exact. Începând de la dorința asta noastră, care a fost una micuță, vrem să aducem să creștem din ce în ce mai mult, să oferim exemple. Eu am avut că mi-a venit altceva în cap acum. Noi ne-am dorit aici în Ateneu un brăduț, ca să rămână pentru cei care vin să-și facă sărbările aici, pentru copilași. Și un brăduț însemnând 2-3 metri înălțime, da? Și avem un brad de 7 metri. Ce frumos, dai superb brad. Cantautorul Aurel Moldoveanu îi va colinda pe locuitorii comunei Pufești în data de 21 decembrie. În deschiderea evenimentului vor cânta elevii școlii gimnaziale din Pufești. Este vremea colindelor, a cântecelor închinate nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, o perioadă magică și sfântă totodată. Autoritățile locale din Pufești au dorit să facă o surpriză locuitorilor comunei și nu numai, invitându-l pe vrânceanul Aurel Moldoveanu să le colinde în prag de sărbători. De altfel, cantautorul a publicat zilele trecute pe rețelele de socializare un clip prin intermediul căruia îi invită pe toți cei care vor să îi asculte colinda să fie alături de el la Pufești. Hei, salutare, hello, hola,
despre tine tufește este vorba în ceea ce o să zic acum, pentru că tu ești parte, știi deja, special din inima mea. Am pentru tine o super întâlnire joi 21 decembrie, începând cu ora 16 în parcul central din fața primăriei. Te invit să te conectezi cu toată suflarea, cu minunații copii, cu tinerii super high și cu oamenii de vârstă golf la emoția colindului meu. Va fi o după-amiază fabuloasă în care vedeta principală va fi el, colindul meu. Și ca să termin super high, pot să zic chiar așa: 3, 2, 1, start! Mâna sus! Cine vine la colindat, bufești! În deschiderea evenimentului, care este programat pe 21 decembrie la ora 16 în parcul central din localitate, vor cânta grupuri de copii de la școlile Pufești și Domnești. Aceștia vor colinda, vor ura și vor bucura audiența cu glasurile lor de copii. Ninge peste cetățuia, pe Galata, pe Cobor, și ninsoare alin coboară peste al pașilor eco. Ninge peste sărărie cu amintiri și nostalgii, ninge parcă Eminescu ne șoptește voie. Pompierii frâncene au intervenit în luna noiembrie pentru soluționarea a peste 400 de situații de urgență. Cele mai multe au fost de competența paramedicilor SMURD. Salvatorii au mai intervenit și pentru stingerea a peste 30 de incendii izbucnite pe raza județului Vrancea. Stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, asanarea terenurilor de muniție rămasă neexplodată reprezintă doar câteva exemple dintre cele 479 misiuni desfășurate de salvatorii vrânceni în decursul lunii noiembrie a acestui an. Astfel, echipajele SMURD au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat și transportarea la spital a persoanelor rănite ori cu probleme medicale în 310 cazuri. Cele mai multe solicitări au fost preluate de paramedicii din cadrul detașamentului de pompieri Focșani, 149 de cazuri, urmând apoi secția de pompieri Ajut, 76 de cazuri, stația de pompieri Panciu, 52 de cazuri și secția de pompieri Vidra, 33 de cazuri. De asemenea, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea 32 de incendii, 29 dintre acestea manifestându-se la gospodăririle populației, principalele cauze fiind instalațiile electrice defecte, coș, burlan de fum defect sau necurățat, și 13 incendii de vegetație uscată. Totodată, echipajele de descarcerare au intervenit în 4 misiuni pentru extragerea victimelor din autoturismele implicate în accidente rutiere. Concomitent cu misiunile desfășurate pentru stingerea incendiilor și acordarea asistenței medicale de urgență, pompierii militari au mai acționat în 39 de situații privind asistența persoanelor, deblocări de uși, înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, asigurare sau supravegherea zonelor pentru prevenirea situațiilor de urgență, 3 misiuni de sprijin la intervenție, 5 misiuni pirotehnice, 2 misiuni pentru salvarea animalelor din medii ostile vieții, 4 misiuni pentru protecția mediului și 26 de alte intervenții. Totodată au fost desfășurate și 16 activități de recunoaștere în teren și 6 exerciții cu forțe și mijloace în teren, care au vizat pregătirea și perfecționarea deprinderilor pentru executarea misiunilor. În 6 cazuri, echipajele pompierilor au fost întoarse din traseu, 10 deplasări s-au efectuat fără a mai fi necesară intervenția salvatorilor, iar 3 solicitări s-au dovedit a fi alarme false. De asemenea, serviciile voluntare pentru situații de urgență au intervenit independent în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență în 13 cazuri. Pentru intervenția promptă la solicitările cetățenilor aflați în dificultate, salvatorii rămân la datorie, dinamica evenimentelor din teren fiind atent monitorizată de Centrul Operațional pentru dispunerea imediată a măsurilor necesare optimizării misiunilor de răspuns și asigurarea cooperării permanente cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, cu operatorii de utilități publice, precum și cu serviciile voluntare sau private pentru situații de urgență. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire pentru Situații de Urgență, fipregătit.ro, și prin intermediul aplicației de mobil DSU. După cum se arată într-un comunicat al Compartimentului Informare și Relații Publice al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Anghel Salini, al județului Vrancea.
Reprezentanții societății de termoficare din municipiul Focșan spun că nu vor fi probleme în această iarnă cu furnizarea căldurii și a apei calde în apartamentele focșănenilor. Factura la gaz a fost plătită inclusiv pentru luna decembrie. Nu sunt probleme. Avem plătit gazul și pe decembrie? Luna decembrie. Deci și în decembrie suntem așa de Crăciun, Am avut o bună colaborare cu primăria. Primăria s-a străduit să ne asigure și nouă ceea ce ne trebuie și am putut să facem achiziția de gaz și pe luna decembrie. Pe ianuarie încă nu știți. Pe ianuarie nu, dar noi luăm pe fiecare lună, în jur de data de 20 a lunii precedente, luăm pentru luna care vine. Ați avut avarii în perioada asta, zilele astea? Avem și acum. Aveți? Avem. Adică? Țevi sparte, asta e în general. Da, chestiunea este că aceste țevi sunt făcute până în anii 70. Asta deci au o jumătate de secol și sunt mâncate de rugină, sunt vai de capul lor. Domnul Mergea, dar nu s-a gândit nimeni, au trecut 33 de ani de la Revoluție. Ba da, s-au gândit. Și până acum, deci după 33 de ani... S-au gândit cam târziu, am trecut prin două etape de modernizare în care s-au schimbat o serie de conducte, s-au modernizat niște puncte termice. Acum ar fi etapa a treia de modernizare care ar cuprinde șase puncte termice cu instalațiile secundare aferente, plus conducta primară de la intersecția cu Ștefan cel Mare până în Obor. Sezonul rece și-a intrat în drepturi, ceea ce înseamnă că avem nevoie de mai multă protecție împotriva răcelilor și a gripei. Medicii ne recomandă să consumăm fructe și legume bogate în vitamina C și suplimente alimentare pe bază de echinacea. De evitat sunt tratamentele cu antibiotice. Vremea este schimbătoare în această perioadă a anului, iar diferențele de temperatură de la o zi la alta sau de la noapte la zi ne pot da imunitate peste cap. Astfel putem răci mai ușor sau ne putem simți slăbiți și lipsiți de energie. Medicii ne recomandă să consumăm fructe și legume proaspete cât mai multe. De asemenea, putem apela și la suplimentele alimentare pe bază de vitamine și echinacea. Prevenția virozelor presupune stimularea imunității nespecifice, deci de ordin general, cu diferite produse. Asta spune medicul de familie, vă spun și eu, sunt produse pe care toată lumea le cunoaște, nu dau denumiri aici, dar cele care conțin echinacea și vitamina C, în mod special, sunt de preferat. Pentru că virozele sunt afecțiuni care dau destul de multă simptomatologie, adică chiar te scot din uz. Adică absenteismul școlar și de la serviciu este destul de important în contextul afecțiunii virale. Și când spun afecțiune virală, să nu uităm că ișcolo încă mai sunt și cazuri de COVID, pe care îl tratăm tot ca pe o viroză, numai acel COVID de care ne-am speriat în prima parte. Nu e totuși același COVID? Nu e același COVID, nu știi că de ceva timp a dispărut cel care era tare, a furisit unul mai bun, care dă patologie pentru de tract respirator superior, adică aici, nas, gât. Foarte multe persoane apelează la antibiotice atunci când răcesc. Este greșit, spun specialiștii. Aceste medicamente se iau numai cu prescripție medicală. Nu insistați să primiți antibiotic dacă medicul vă spune că nu este necesar. Utilizarea necontrolată a antibioticelor poate produce efecte nedorite. Bacteriile vor deveni rezistente și la o ulterioară administrare antibioticul nu va mai avea efect. Microbii, fiindcă s-au folosit foarte multe antibiotice, au devenit rezistenți. De aceea noi folosim antibiotice mai noi și mai noi și de aceea recomandăm pacienților să nu administrăm antibiotice chiar de în start. Ai avut 2-3 zile o simptomatologie, mai răbdare, mai folosește tratamente de ordin general simptomatice, adică nu să ne mai repezim așa să folosim antibiotice.
antibiotice, pentru că se creează această rezistență și da, este un lucru de care cadrele medicale chiar se tem, pentru că dacă am văzut zilele astea o antibiogramă a unui pacient care nu avea nicio variantă de tratament. Adică secreția respectivă care îi fusese recoltată a depistat un anume microb și s-a făcut antibiograma și a arătat antibiograma că el era rezistent la toate antibiotice la care s-a făcut testarea. Adică e foarte greu să tratezi anumite lucruri. Deci, proba... Îl lași să moară? Nu îl lași să moară, dar e greu de tratat. Adică e bine să nu abuzăm de antibioterapie pentru că se creează această rezistență la antibiotice. Da. Adică să știm când să-l folosim. Nu ne grăbim. Nu neapărat numai dacă n-am... E greșit și asta când la carte spui n-ai febră, încă nu-i dai antibiotic. Nu, realitatea arată că există multă patologie la care nu ai febră și totuși dai antibiotice, dar sfătuiește-te cu cineva, un medic pe care îl prețuiești, medicul de familie, adică nu neapărat să te grăbești la antibiotic, poți să mai ai răbdare o zi, două și dacă nu merge să se administreze într-un mod rațional antibiotic. Infecțiile virale pot fi prevenite prin spălarea regulată a mâinilor, evitarea contactului cu persoanele bolnave și prin efectuarea la timp a vaccinurilor recomandate. Dacă aveți imunitatea scăzută, evitați aglomerările de persoane. Faceți sport, plimbări în aer liber, consumați fructe și legume proaspete. Primăria municipiului Focșani organizează și în acest an concursul Vitrine de Crăciun. Evenimentul a ajuns la ediția cu numărul 5. Agenții economici care au vitrină la stradă se pot înscrie la acest concurs, care le-ar putea aduce premii de câteva mii de lei. Primăria municipiului Focșani organizează cea de-a cincea ediție a concursului public Vitrine de Crăciun, privind pavazarea cu ornamente luminoase de sărbători a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din oraș. Astfel, primarul Cristi Valentin Misăilă invită în mod public toți agenții economici, a căror activitate are și o componentă vizuală stradală, să se înscrie în acest concurs, premiile nefiind deloc de neglijat. Înscrierea și participarea la concurs nu presupun perceperea de costuri sau taxe de participare. Concursul se va derula în perioada 5 decembrie 2023-24 ianuarie 2024, pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Participanții se pot înscrie la concurs în perioada 20-26 decembrie, chiar și cu mai multe spații pavoazate aflate în folosință la momentul înscrierii în concurs. Potrivit regulamentului, înscrierea la concurs a participanților se face online printr-un formular care va fi însoțit de 3 fotografii color cu spațiul pavoazat. Concursul se desfășoară astfel. După înscriere, toate pozele vor fi postate în data de 28 decembrie 2023 pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani și vor putea fi votate până pe 24 ianuarie 2024. Ulterior, juriul concursului va puncta amenajarea vitrinelor urmărind criteriile stabilite prin regulament. Relevanța pentru perioada sărbătorilor, impact vizual, originalitate cromatică. Scorul final va fi stabilit astfel: 75% nota acordată de juriu și 25% din punctajul obținut prin voturile exprimate pe Facebook. Premiile acordate sunt următoarele: locul întâi, suma de 5.000 de lei, locul al doilea, suma de 4.000 de lei, locul al treilea, suma de 3.000 de lei și câte două mențiuni în valoare de 1.500 de lei fiecare. Câștigătorii concursului vor fi anunțați printr-un anunț public în data de 30 ianuarie 2024. Această competiție va aduce odată în plus magia sărbătorilor de iarnă pe străzile orașului nostru și în inimile tuturor focșănenilor, indiferent de vârstă. Vă așteptăm cu drag să participați la acest concurs. Au transmis reprezentanții biroului de presă al Primăriei Municipiului Focșani. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 2 și 4 grade, iar cele maxime între 10 și 12 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!